Bună seara, doamnă și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Vorbim astăzi despre o situație din municipiul Sighetu Marmației, cea privitoare la liceul maghiar Levei Clara și cu cine altcineva decât cu directorul acestui liceu, doamna Eli Cobereș. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! În primul rând vreau să vă spun la mulți ani un nou an și bine v-am regăsit! V-am prezentat în calitate de director al liceului, dar în același timp trebuie să menționez și faptul că sunteți consilier local UDMR. Și intru direct în subiectul emisiunii, în unul dintre subiectele emisiunii de astăzi, și anume faptul că la finalul anului trecut, dacă nu mă înșel, s-a votat în cadrul Consiliului Local o hotărâre numărul 71/2015, de la care noastră n-ați participat la vot pentru a nu fi în, să spunem, conflict de interese, în care se specifică aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, clădire, liceu teoretic Levei Clara, amenajare, pod existent ca spațiu util, faza DALI, cu punct între ele. Un proiect de hotărâre destul de pompos, dar care, până la urmă, dacă îl analizăm foarte atent, e vorba în proiectul respectiv de hotărâre de o sumă foarte mare, care a suscitat după aceea discuții, mai puțin în cadrul Consiliului Local, probabil colegii dumneavoastră au fost ceva mai reținuți și n-au dorit să intre în foarte multe amănunte în plen. Mă gândesc că ar fi făcut-o în comisii, dar la nivel de municipiu a iscat foarte multe controverse această sumă. E vorba, dacă nu mă înșel, undeva de 10 miliarde. Da, vă spun eu suma, valoarea exactă a clădirii. În primul rând, aș vrea să menționez. Media, înainte să dea o știre, ar fi bine să se documenteze, pentru că am auzit foarte multe discuții deja că liceul Levei Clara a obținut această sumă nu pentru reabilitarea clădirii, ci pentru amenajarea podului. Și cum este posibil ca pentru amenajarea unui pod municipiul să plătească, Consiliul Local să plătească o sumă de 10 miliarde. Da, până la urmă, aici deci nu că încep... am fi fost noi în situația respectivă, pentru deci că media, ne-am clarificat, deci, așa scrie aici, reabilitare, clădire, liceu, da, teoretic, Levei Clara, amenajare, pod existent, ca spațiu util, e în ghilimele, să spunem așa. Da, deci este vorba, noi am mai avut o discuție acum un an și ceva, chiar acum 2 ani, că liceul, structura de rezistență a clădirii liceului Levei Clara, din păcate, fiind vorba de o clădire de peste 300 de ani, deja este oarecum slabă și trebuie refăcută. Clădirea prezintă fisuri, clădirea prezintă și actualmente un risc destul de mare pentru funcționarea unității școlare în această clădire. A fost deteriorat, a trecut prin perioade, prin ani foarte grei și atunci noi am depus o cerere pentru a putea realiza un studiu de fezabilitate, să vedem unde și care sunt acele lucrări care necesită pentru a mări oareșcum structura de rezistență a clădirii. În interior și în exteriorul clădirii, într-adevăr, s-au făcut reabilitări, s-au făcut reamenajări a spațiilor, a sălilor de clasă, dar cu acesta n-am rezolvat nimic asupra structurii de rezistență a clădirii. Noi am început prin toate demersurile, bineînțeles, am scos la licitație, s-a licitat studiul de fezabilitate a clădirii de către o firmă de la Baia Mare, fiind vorba de clădire monument, nu are voie să facă nici deci să dea anumite soluții, doar personalul competent în evaluarea clădirilor monument. S-a făcut într-adevăr acel proiect, acel studiu de fezabilitate, studiul de fezabilitate urmat de un proiect tehnic, o expertiză tehnică a lucrării și ca rezultat a expertizei tehnice a fost acest DALI, care DALI, da, într-adevăr este destul de interesant cuvântul DALI. Acesta este de fapt un document de analiză a lucrărilor de investiții. Acest document cuprinde toate lucrările necesare pentru executarea lucrărilor de reabilitare, începând de la prima fază și până la faza finală, chiar și amenajările interioare.
Singura problemă a fost că noi am discutat cu constructorul despre titlul proiectului. Știm că fiecare proiect, un astfel de proiect de lucrare, trebuie să aibă un titlu și cu acest titlu mergem la obținerea tuturor autorizațiilor. Titlul proiectului a fost reabilitare clădire Liceu Teoretic Lăbei Clara și reamenajarea pod existent ca spațiu util. De ce s-a pus problema de reamenajare? Da, asta vine, vă întrerup acum, vine în contradicție cu, să spunem, titlul proiectului de hotărâre, care deci, nu vorbește proiectului de reamenajare, ci de amenajare pod existent ca spațiu util. Adică reabilitarea clădirii, Lăvei Clara, cu amenajarea podului existent ca spațiu util. Și vă citesc din anexa la hotărâre și poate detaliem și aici. Există capitolul 1, spații nou create prin amenajarea podului, 2, soluții constructive și de finisaj, 3, valoarea totală a lucrărilor, 1.313.224 de lei, care cuprinde nu reamenajare, nu reabilitare, ci toate fazele și lucrările necesare pentru a mări structura, a reface structura de rezistență a clădirii și acolo da, am vrut să... Nu se specifică că lucrul ăsta în anexa la hotărâre. Nu se specifică și nici hotărârea, deci noi am înaintat spre Consiliul Local o cerere prin care cerem autorizarea lucrărilor de execuție pentru reabilitare și pentru mărirea structurii de rezistență a clădirii și exact așa, autorizație de construcție pentru reabilitare clădire liceu teoretic și reamenajare pod existent ca spațiu util. De ce apare reamenajare pod existent ca spațiu util? Expertul când a făcut expertiza și nu numai expertul la momentul actual, ci și atunci când s-au făcut lucrările în 2001-2002 când s-a predat liceul. Atunci când s-a făcut reconstrucția acoperișului liceului, expertul de atunci deja a zis clădirea are o greutate enorm de mare datorită modului de construcție a podului și al acoperișului clădirii. Acolo, într-adevăr, este o valoare de artă, acele îmbinări și acel sistem de construcție a acoperișului și cel mai mare pericol prezintă la ora actuală cele două hornuri. Dacă treceți pe acolo, vedeți că există două hornuri, da, foarte, foarte mari, care au o greutate foarte mare și care la orice mică mișcare de sol sau la orice impact poate să prezinte pericolul să se surpe și prin surparea ei toată partea aceea de clădire se surpă. Eu nu vreau să sperii nici părinții și pe nimeni care este acolo. Deci primul lucru care s-a, prima soluție care s-a dat pentru mărirea structurii de rezistență a fost demolarea celor două hornuri și schimbarea structurii acoperișului, modului de a construcția acoperișului. Și atunci, bineînțeles, dacă lucrăm asupra acoperișului, știm că clădirea noastră are spații destul de puține și nu sunt suficiente săli de clasă, am zis dacă este posibil să facem o recompartimentare a podului, prin obținerea a 3 spații utile, iar totuși să nu pierdem acele opere de artă, de îmbinare, de realizare a construcțiilor încă în anul 1700 și când s-a făcut clădirea, să amenajăm un spațiu pentru un fel de muzeu de mod de a efectua lucrări de îmbinare în lemn în perioada aceea. Deci și acesta este prevăzut în lucrarea respectivă. Deci cea mai mare lucrare care se face este schimbarea, demolarea hornurilor, schimbarea acoperișului, bineînțeles prin acesta și amenajarea, dar aici este vorba de reabilitare, nu schimbarea fațadei clădirii sau ceva, deci de mărire a rezistenței clădirii. Era vorba de realizarea unor panouri, plăci de beton în fundația clădirii și acolo unde necesită îmbinări de siguranță să se facă și aceste lucrări. Dar prima și de aceea probabil s-a făcut acea greșeală de a spune reamenajare, deci pentru reamenajare pod. Aici nu este vorba de o amenajare, numai că facem 3, 4, 5 săli de clasă într-un pod da, de clădire. Aici scrie în anexa la proiectul de hotărâre număr 71, 4 săli, cabinete, laboratoare pentru lucru cu grupe de elevi în suprafață de 229,7 metri pătrați,
4 cabinete profesori în suprafață totală de 110 metri pătrați, magazie în suprafață de hol acces și la cele soluțiile constructive și de finisaj, închiderea exterioară se modifică învelitoarea actuală din azbociment cu tablă plană fălțuită, închiderea interioarelor, pereți din gips carton, placare dublă, tavane, gips carton, bardoseli, cu covor PVC, pereții se zugrăvesc, deci nu se face vorbire despre ceea ce spune dumneavoastră. Da, este o parte din lucrare. Dacă, deci, având în vedere bun, și... Bun, valoarea totală a lucrărilor este de 1 milion de lei, de peste 1 milion de lei, fără TVA, în condițiile în care nu se specifică toate lucrările. Acum vreau să ajung la faza asta. Într-adevăr, în momentul în care proiectantul a făcut, trebuia să pună mai mult accent pe structura de rezistență, pe modul de a consolida rezistența clădirii și nu atât de mult pe amenajarea podului, că problema nu a fost pod. Deci, într-adevăr, problema este, deci ceea ce prezintă cel mai mare pericol este podul. În schimb, probabil proiectantul atunci a pus mai mare accent pe podul respectiv care necesită aceste lucrări. Avem și la ora actuală, avem o problemă și cu autorizațiile, pentru că noi nu o să putem obține aceste fonduri, cred că sunteți conștient că nu o să obținem aceste fonduri nici de la minister, nici de la Consiliul Local și atunci avem în vedere să accesăm fonduri europene. Stați un pic, deci la valoarea aceasta lucrărilor și la acest proiect de hotărâre nu vi se asigură finanțare cu 10 miliarde? Deci nici nu am cerut finanțarea. Aici a fost cea mai mare greșeală. Dacă vă uitați, noi am cerut autorizarea lucrării respective, deoarece clădirea este în proprietatea municipiului Sighetul Marmației și noi nu putem să facem nicio lucrare fără a obține autorizație de la aprobare de la Consiliul Local. Nu ni se emite autorizația de Consiliu fără a aproba autorizația de construcție, fără a aproba fără a avea aprobarea Consiliului Local. Deci noi am cerut o aprobare pentru obținerea autorizației de construcție. Era singura autorizație care ne lipsea din efectuarea lucrărilor, în rest toate autorizațiile le-am obținut și mai avem nevoie, ulterior am aflat și aici o să trebuiască, cred că, să refacem tot proiectul sau titlul proiectului, pentru că de la Monumente și Culte am primit autorizație numai pentru reamenajare pod, nu pentru reabilitare clădire. Pentru reabilitare. Pe de altă parte, tot în proiectul de hotărâre se spune, articolul 1, se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții cu tare, reabilitare, clădire. Da, se deci aprobă... obiectivul ăsta de investiții nu e inclus într-o listă de investiții? Nu, nu este inclus, nu este inclus. Noi nici nu am cerut deocamdată fonduri pentru această investiție. Da, care ar fi scopul până la urmă pentru care ați avut nevoie de proiectul de hotărâre? Că nu mi-e foarte clar. Deci... scopul este să facem cumva ca structura de rezistență a clădirii, să îmbunătățim, să mărim structura de rezistență, pentru că la ora actuală, am zis, clădirea este destul de periculos pentru activitate. Atâta vreme cât nu vi se asigură niciun fel de finanțare din partea Consiliului Local, a Ministerului încet, sau încet, altora? Cum, încet, încet, bineînțeles că numai prin proiecte, că toate fondurile care le-am obținut, le-am obținut prin proiecte, facem pe etape. Deci se poate lucrarea efectua și pe etape. Probabil demolarea hornurilor și spații și schimbarea acoperișului, deci probabil că o să putem să facem și pe etape, dar este destul de greu, având în vedere că în clădire sunt elevi și este instituție de învățământ cu unde se face activitate educativă, nu poți să lucrezi la clădire și să faci asta activitate clar, veți educativă. Putea face numai în vacanță. Numai în vacanță, eventual. Și noi toată această... eram obligați să facem pentru că eram în pericolul de a... nu se știe niciodată ce se întâmplă, copiii nu au siguranță în clădire. Bineînțeles că trebuia să facem demersurile pentru a face studiu de fezabilitate, pentru a face acest proiect, pentru a afla care sunt lucrările necesare pentru a mări structura de rezistență a clădirii. Deci noi ca și instituție, eu ca și for de conducere, nu puteam să las și să neglijez faptul că în pereți există fisuri de una sau două degete. În momentul în care a venit expertul, expertul a făcut și expertiza tehnică, a făcut și proiectul tehnic, a dat și soluția lucrărilor. Dând și soluția,
a făcut și devizul de lucrări și a făcut și cheltuielile estimative necesare pentru executarea lucrării. Normal, o asemenea valoare noi nu o să putem obține pentru că, nu știu, Consiliul Local Sighet sau Ministerul sau Inspectoratul Școlar, cum poate împreună cultele, Inspectoratul, Ministerul... Asta vreau să spun, până la urmă, clădirea, dacă este de importanță istorică și datează din ce an spuneați, 1772 avem noi prima hartă pe care deja apare clădirea Liceului Teoretic Leve Clara. E vorba de un monument istoric. Este vorba despre un monument istoric. Mie mi-a părut foarte rău momentul în care au prezentat Pugul, nu a apărut pe lista monumentului această clădire, pe lista monumentelor naționale apare ca și clădirea, una dintre cele mai vechi clădiri din Sighetul Marmației. Știm că cea mai veche clădire a fost demolată, deci a rămas una dintre cele mai vechi clădiri din Sighetul Marmației. Da, puteți aplica pentru o finanțare la deci asta dorim, numai nici Ministerul Culturilor nu poate să, nu cred că poate să asigure o sumă atât de mare pentru, deci suma totală de reabilitare și atunci am zis că având în vedere că 2016 este anul în care vor fi accesate fonduri pentru reabilitarea clădirilor monument, avem în vedere acest lucru și am dori să înaintăm proiectul și să scriem un proiect pentru reabilitarea clădirii pentru accesarea fondurilor europene. Bun, deci dumneavoastră spuneți că această sumă de un milion, de peste un milion de lei fără TVA e suficientă pentru reabilitarea întregii clădiri și nu e vorba doar despre acel pod? Deci proiectul este în fața mea, este centralizatorul de cheltuieri, este reabilitare clădire Liceu Teoretic Lui Clare, amenajare poz existent ca spațiu util. Suma finală a lucrărilor este 1.313.224 lei. Apare și aici o diferență, lei. Că în proiectul de hotărâre e 1.059.052. Aici mai apar taxe pe valoare adăugată, lucrări pentru demolări, lucrări de investiții, bineînțeles, nu știu de unde aveți... E de pe site-ul primăriei, hotărârea numărul 71, adevărat scrie exclusiv TVA, aici aveți dreptate, probabil deci că diferența este și TVA-ul. Da. Dar probabil, pentru că noi am dat aceeași proiect am înaintat, care o am eu în față, am înaintat și la primărie, că un exemplar din proiectul și din analiza de lucrări am dat și către primărie în momentul în care am înaintat. De-a lungul timpului ați beneficiat de sume, de investiții în clădire? Bineînțeles că s-au făcut investiții, nu știu dacă știți în 2002 cum a arătat această clădire când am preluat această clădire și din partea primăriei și din partea inspectoratului școlar și de la Ministerul Educației am beneficiat de acele fonduri care au fost repartizate atunci pentru lucrări de reabilitare a clădirilor cu destinația de instituții de învățământ. S-au făcut foarte multe lucrări, inclusiv am mai construit, am făcut și construcții pentru că la ora în care s-a preluat, în momentul în care s-a preluat clădirea respectivă, dispuneam doar de 10 săli de clasă. Câți elevi merg la școală la Liceul Levei Clara? În prezent avem 233 de elevi. 233 de elevi. În care sunt inclus pe toate nivelele, grădiniță, nivel primar, gimnazial și liceal. La ora actuală puteți spune că ei desfășoară activitatea totuși în siguranță? Da, sperăm că da, eu cred că da, cât se poate de sigur. Să excludem acele, Doamne ferește, calamități care poate să apară, dar eu zic că sunt cât de cât în siguranță, dar nu trebuie să omitem acele lucrări care trebuie făcute asupra clădirii. Cât sperați să obțineți măcar o parte din finanțare? Deocamdată, primul pas pe care trebuie să-l fac și chiar în săptămânile acestea, deci până în februarie, să clarificăm titlul proiectului și să clarificăm acea autorizație de la Monumente și Culte, pentru că până când nu avem acea autorizație pe tot proiectul și noi nu putem să avem autorizații lipsă sau diferențe față de ceea ce este în proiect, pentru că noi, la ora actuală, nu putem să înaintăm proiectul spre accesarea fondurilor europene, deoarece acolo există o diferență între ceea ce este în proiect, există o lipsă de autorizație pentru prima parte a lucrării conform titlului și eu sper că dacă se rezolvă această problemă, numai prin accesarea fondurilor europene o să putem să realizăm această lucrare.
Aveți, și de aceea... aveți și un consiliu de administrație. Ce spun părinții în consiliul de administrație despre situația liceului? În legătură cu? În legătură cu reabilitarea lucrarea clădirii de reabilitare și a clădirii? Condițiile în care se desfășoară activitatea acolo. Nu putem să spunem că se desfășoară activități în condiții inumane sau nu. Condițiile sunt foarte bune. Ați fost la liceu, ați văzut, deci și la ora actuală condițiile sunt foarte bune. Acele fisuri în perete, acea lăsare a unui perete un pic, care am încercat totuși să rezolvăm acea parte a clădirii pentru moment, nu afectează modul de desfășurare a activității în școală. Vizibil, noi știm, noi vedem, dar desfășurarea normală a orelor, acest lucru nu afectează. Știu că ați fost de curând în Baia Mare, la inspectorat, pentru a realiza, mă rog, noua rețea școlară. Și aș vrea să ne spuneți mai multe amănunte despre concluziile la care ați ajuns acolo. Da, este perioada în care se lucrează la planurile de școlarizare. Deja am depus planurile de școlarizare pentru anul acesta, pentru anul viitor școlar 2016-2017. În Consiliu și deci nu avem hotărâre, dar noi anul acesta am mers cu aceeași rețea școlară ca și anul trecut. Acesta prevede aceea sau chiar, după cum știți, s-au mărit salariile, o sumă mai mare pentru fondul de salarii care trebuie să suporte Consiliul Local la ora actuală. Nu știu cum o să putem să realizăm. Atât pot să vă spun, structura școlară a rămas aceeași la nivel de Sighet. Au încercat prin reducerea normelor, s-a încercat la nivel de inspectorat comasarea unor clase, chiar la noi s-a întâmplat, s-a comasat clasa a doua cu clasa a patra, o să vedem cum o să rezolvăm această situație, pentru că este o situație destul de neplăcută atât pentru părinți cât și pentru noi, sper să putem rezolva situația, dar printr-o comasare a unei clase sau două clase, nu se vor reduce normele și nu va fi o reducere de normă semnificativă care poate să afecteze fondul de salarii de care dispunem la momentul actual. Părerea mea ar fi fost că ar fi trebuit lucrat un pic la rețeaua școlară din municipiul Sighetul Marmației, dar poate că la anul o să avem mai multe dovezi clare asupra modului de funcționarea unităților școlare și atunci o să putem să lucrăm și aici la rețeaua școlară, pentru că, vedeți, apar schimbări de la o zi la alta, creșteri salariale, reduceri salariale. În prezent, săptămâna trecută am avut un proiect asupra planurilor cadru pentru nivelul gimnazial, s-au prezentat variantele de plan cadru, trebuia să la nivel de școală, instituție, părinții, împreună cu părinții și elevii, să fiecare unitate școlară unde există nivel gimnazial să studieze acest plan cadru, să spună părerile asupra lor și să aleagă o variantă din planul cadru care li s-a părut convenabil față de cel existent la ora actuală și față de cel cu care lucrăm noi la ora actuală. Dar pe ce considerente s-au comasat aceste clase, inclusiv la liceul dumneavoastră? Pentru că dacă vorbim despre elevi care sunt la un anumit nivel, să spunem în clasa a doua, și alții la un alt nivel în clasa, nu știu, a patra sau a treia, vorbim despre, bănuiesc, nivele de studiu diferite. Este vorba de clase, nivele de vârstă diferită a copiilor și de studiu diferite a copiilor, chiar de aceea se iau două clase unde materiile, clasa a doua cu clasa a patra se face comasarea, în general clasa a întâi cu clasa a treia, deoarece nu pot să vă spun nimic despre modul cum se desfășoară activitatea. Este și pentru mine foarte interesant. Am citit despre acest mod, n-am fost la niciun curs unde se prezenta, nefiind interesată, modul de predare la clasele simultan. Sper să nu am experiența să vin să vă povestesc cum decurg olele. Sunt foarte multe unități școlare unde numărul elevilor este redus și se face comasarea claselor.
Din nou vă spun, părerea mea este că reducerea normelor nu se face prin comasarea claselor. Acest lucru se poate rezolva și astfel ar fi foarte bune. Suntem în deficit de normă. Care au fost argumentele pentru care s-a realizat comasarea? Este numărul mic de elevi. Noua ordonanță, noua hotărâre prevede ca numărul de elevi în fiecare clasă trebuie să existe un număr de numărul de elevi trebuie să fie de 25. Bineînțeles că conform legii învățământului, articolul 62, prevede că pentru minorități o funcționare a claselor independentă, necomasată și sub acest număr, cu autorizație, cu avizul ministerului. Încă nu s-a ajuns la faza de a cere aviz de la minister, de aceea v-am spus că eu sper că nu o să ajungem la situația de comasare a claselor. Deci, argumentul este numărul de copii. Într-o clasă avem 9 copii și în celălalt avem 10 copii. Deci, măcar trebuia să atingem un număr de 25 de clase în cele două clase ca să nu se comaseze clasele. 25 de elevi. 25 de elevi, da. Deci, într-o clasă nu. Da, ați pomenit despre salarizare și vreau să discutăm puțin și acest subiect cu dumneavoastră, dar după o scurtă pauză de publicitate.